Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. În altă ordine de idei, deci, tinerii din Spania, adică spanioli, vor primi subvenții pentru a se muta din casa părinților, din casele părinților. Păi și cine plătește? Părinții plătesc, nu? Părinții dau petrecere când scapă în sfârșit. Deci guvernul spaniol, altfel de stânga, va plăti o subvenție de 250 de euro pe lună tinerilor cu venituri mici pentru a ajuta să se mute din casa părinților, bani care ar trebui să-i ajute pe aceștia să-și plătească chiria sau să facă petrecere astfel că să nu mai simtă. Mamă, cred. Ce e acolo? Da, în Spania sunt din ce în ce mai mulți tineri adulți, cum li se spune. Trăiesc cu părinții, conform datelor oficiale. În 2020, aproximativ 55% dintre tinerii spanioli cu vârsta între 25 și 29 de ani trăiau împreună cu părinții, în creștere cu 6,5 puncte procentuale, comparativ cu 2013, scrie site-ul G4 Media. La noi ce? La 29 de ani deja e garsoniera ta. Zici? Da. Da, aici e adevărat că în România gradul de adică sunt foarte mulți proprietari. Și dacă nu ai o garsonieră, nu ești tu. Mamă, dar băieții ăștia sunt deștepți. Adică aveam eu un prieten. Mâncărică, care-i probabil căldurică, da, nu trebuie să-ți cumperi nimic, că e deja cumpărat în casă, mobil, alea. Aveam un prieten, s-a mutat de acasă când s-a însurat, deși era trecut bine de 40 de ani. Își luase o garsonieră, cum zice Luca, între timp. Dar a închiriat-o ca să facă niște bani. Da. Și a zis, unde plec eu de acasă? Mă duc acasă, deschid frigiderul, ceva de mâncare. Mă duc acasă, găsesc hainele spălate, călcate, totul aranjat. Curățenie se face. Serios, sau? De ce aș pleca de acasă? Da. Contribui și eu la întreținere un pic, dar în rest n-am bătaie de cap. Păi știi ce înseamnă? Să ai propria ta locuință? Ce? Să te gândești impozite, cât te costă curentul, cât te costă gazul. Băiatul mamei toată viața, da, practic. Trebuie să te apuci să faci reparații, plus trebuie să faci ordine în frigider, trebuie să gătești, trebuie să ai o grămadă de bătăi de cap. De ce spun, spaniolii ăștia sunt băieți foarte deștepți? Deci cine va primi bani, subvenția asta de 250 de euro în Spania, e vorba de spaniolii cu vârstă de până la 35 de ani și cu un venit anual mai mic de 25.000 de euro. Dacă ai trecut de 35 și ești cu mami, rămâi acolo. Da. Te abandonează statul, zic eu. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.